Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Se întâmplă ceva remarcabil într-o anume parte a Bucureștiului, o revoltă civică acolo, în urma unui accident de circulație. De fapt, o revoltă civică în urma unui nou accident rutier pe șoseaua antiaeriană, în sudul Bucureștiului. Marțea trecută a mai murit un pieton lovit de o mașină și, drept urmare, furioși și exasperați, de fapt, de indiferența autorităților față de riscurile mortale pe care le presupune, cum să spun, simpla locuire, starea de a fi pieton în această zonă. Oamenii au ieșit la un protest spontan, blocând șoseaua prin traversarea permanentă a drumului. Și asta este o reacție neobișnuită într-o societate care altfel e destul de inertă, să recunoaștem. E un protest care a durat zile întregi acolo și astăzi România în direct de la 1 și un sfert se va desfășura de la fața locului. Cătălin Striblea este cu noi în studio. Bună dimineața, Cătălin! Bună dimineața, bine v-am găsit! Da. Mergem acolo, la 1 și un sfert. Cine vrea să ni se alăture, la Antiaeriană, așa e cunoscută strada. Și asta e o stradă foarte lungă din București, unde se merge tare. Și sunt vreo două treceri de pietoni acolo, care sunt semnalizate cum sunt semnalizate în România, numai că pe distanța aia foarte lungă ai timp să-ți iei elan, adică e un loc în București unde poți circula, aparent, chiar și în dimineața asta, probabil. Marțea trecută pe la 7:20, deci era deja întuneric, un băiat de 19 ani a fost lovit de o mașină pe una dintre aceste treceri de pietoni. Și n-a mai putut fi salvat, a murit acolo pe loc. Dar nu e primul accident de acest 11 gen. În 3 ani. 11 în 3 ani. 11 în 3 ani. Și povestea e neașteptată dintr-un punct de vedere, modul în care oamenii s-au coalizat, știi? Și au blocat șoseaua săptămâna trecută, miercuri, joi, vineri. Primăria încă vineri, primăria, comisia de trafic din primărie a zis, da, domnule, punem un semafor, când a văzut că lumea e în stradă seară de seară și blochează drumul ăsta important, a zis, da, o să vă punem un semafor. Nu e clar când, cum, unde, cum merge birocrația. Cert e că oamenii au ieșit acolo și sâmbătă și duminică. Ei nu au fost mulțumiți de anunțul ăsta al primăriei că o să punem un semafor în zona respectivă. Și aseară, cale de câteva minute, oamenii au traversat. Cum blochează strada? Trecerea de pietoni. Da, trec în la continuu. Nesfârșit, da. La nesfârșit. Vine jandarmeria, vine poliția, oamenii își dau semnale pe Waze sau pe WhatsApp că nu se mai poate circula și semnalul ăsta e rar în societatea românească și oamenii au hotărât să-și apere așa copiii și au spus, bă, dacă altfel vreme de ani de zile n-ați venit să puneți un semafor în condițiile în care de acolo nu era singura cerere, adică să nu credeți că azi au venit și s-au gândit, domnule, ne trebuie semafor. Nu, oamenii povesteau despre chestiunea asta de ani de zile. Ei au hotărât că așa ne putem apăra copiii, ne coalizăm. E un semnal rar la noi în societate ca oamenii să se coalizeze pentru lucruri importante. Încă o dată, câte accidente au fost? 11? 11 în 3 ani, pe strada aia. Este absolut inimaginabil cum în România oamenii care au ca responsabilitate în fișa postului, oamenii pe care îi plătim ca să se ocupe de siguranța rutieră, își bat joc de, de mii de familii care sunt îndoliate din cauza accidentelor rutiere. Se moare pe capete pe șoselele din România și dincolo de asta sunt oameni răniți, mutilați, care stau, nu mai pot să muncească. Este este o crimă permanentă în desfășurare împotriva societății românești și cei care sunt datori să conceapă și să aplice legi eficiente pentru creșterea siguranței rutiere, nu fac asta. Eu când am zis 11 accidente, sunt alea cu pietoni, ca să fiu clar înțeles. Deci acolo 11 mașini au lovit 11 oameni. Da, pe strada aia în ultimii 3 ani, dintre care 2 au murit. Asta e povestea. Și acolo, sigur că nici nu-i foarte greu de rezolvat. Ori pui semafoare la toate trecerile de pietoni, ceea ce ar putea fragmenta o șosea lungă, pe bulevardele principale din București, ori faci sisteme din acelea cu, le zice, bumper în engleză, mă rog, valuri, cocoașe din alea, și lucrurile se mai așează, că nimeni nu vrea să-și rupă mașina. Da. Sau dacă tot acolo se circulă foarte tare de ani de zile, instalezi radare fixe și năsprezi legislația, și o faci automată, ca să scoți factorul uman din această procedură.
cine depășește viteza, înăsprești legislația, da, ai mers cu mai mult de 30 de km pe oră în oraș, atunci se anulează permisul un an, 2 ani și îl scoți din circulație. Eu astăzi chiar vreau să vă întreb, adică și mă gândesc și la soluția asta. Știi că orașe din Europa au adoptat limita asta de viteză, de 30 la oră. O, în București, în dimineața asta, mergi cu 10 la oră, nu e ca și cum ai avea nevoie de ea. Dar poate pentru anumite zone și anumite locuri, limita asta e importantă. O să întreb și asta. Poate sunt limite de 30, 50. Eu cred că foarte mult ține însă și de educație, știi? Uh-huh. Dar nu te împiedică nimeni să circuli un pic mai ușurel pe... Da. Strada aia. Apropo de bumpere, că ai zis de bumpere, îmi scriu ascultătorii că nu se pot monta bumpere pentru că trecerea ATB-ul. Ba da, soluția se aplică în țările occidentale, sunt bumpere atât de late încât autobuzele pot să treacă, sunt late cât osii autobuzului. Înțelegeți? Aha. Și autobuzul trece normal, mașinile însă nu, că mașinile sunt mai înguste decât autobuzul. Deci soluții, încă o dată, toate soluțiile astea există de creșterea siguranței rutiere, de reducerea numărului de accidente, a numărului de victime. Toate soluțiile există, sunt aplicate, verificate de zeci de ani în vestul Europei. Suntem partea Uniunii Europene, putem să ne inspirăm, putem să aplicăm lucrurile astea, nu trebuie decât voință politică. Este scandalos, este un scandal îngrozitor, permanent. Faptul că România este de ani de zile, de zeci de ani, este în topul mortalității pe șosele din România și parlamentarii, singura lor grijă este cum să facă codul rutier mai moale, să încurajeze cocalarii și bizonii în trafic. Să fugărească pe polițiștii cu radar, da. Despre asta e vorba. Bine. 1:15, eu voi fi în stradă acolo, la trecerea de pietoni. Stăm de vorbă cu cei care vor veni acolo, dar stăm de vorbă și la telefon, în mod evident. Asta nu e o problemă de București. Asta da, e o problemă care e în toată țara. Și încercăm cât ne stăm putință să o rezolvăm. România în direct astăzi de la 1:15 pe șoseaua antiaeriană. Dacă sunteți acolo, puteți intra în direct chiar de la fața locului și desigur o problemă care ne privește pe noi toți. Mulțumim! Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.